se ia sub la nouă, stau la unul de mult. Salut, mă, Sharky, ce salut, mă, băboi, mă, prietenul meu, mă. Uite ce să fac, am venit să-ți aduc un cadou de la Azazel. Ia, de la Azazel, da. Ia despre, să vedem, dacă îți place, dacă îți place. Zici că va veni din Columbia? Din Columbia sau după Anglia, te mic. Ia, mă, să vedem ce aici. Letrică. Letrică, ți-am adus letrică. Ia, uite, aici, pe Azazel. Mă gândesc că nu e panică, adică îți vine beton. Da. Cred că da, hă? Da. Cum e? În calaritatea să-l mănânce, nu-l pune pe tricou. Eu să-mi fac și eu, bă, cu Biggie. Păi să-ți faci, să-ți faci. Bă, mulțumesc de cadou. Cu mare drag, mulțumesc că ai venit. Oricând. Noi din copilărie ne știm și noi zicem Sharky. Dar nu știu de la ce mi-a zis Sharky. Bă, dar chiar, nu știu. Nu, păi de-aia mă pun în profil să se vadă, știi, să... Așa? Vezi, dracu, să nu mă lovești, că mă înțepi în obrază, scoți ochiul. Mă, stau mai aici și-mi bebeu în loc, stai liniștiți. Acum tu, cum te numești pe filmul ăsta nou, ce faci tu? Păi nu, eu mă numesc tot Sharky și Radu Giurcă, dar cineva cunoscut e un vis de-al meu. A, și Călare pe vise. Călare pe vise, da, asta a plecat de la Azazel. Că mi-a venit mie cu Azazel, că de-aia tu ai și tine, vreau să vorbim despre Biggie. Că Azazel pentru mine a fost un vis care a devenit realitate. Și nu numai Azazel, în general, așa, am avut mai multe care s-au împlinit. Să vorbim așa, că toată lumea are vise, dar sunt de părere că puțin dau după ele, așa, nu știu cum. Prima întrebare asta vreau să te întreb de Biggie. Ia, povestește-mi despre Biggie. Nu știi că eu am avut o viață prea dezordonată și până la urmă trebuia să țin și eu cont de ceva anume. Înțelegi? Și am zis, bă, cred că cel mai bine ar fi să-mi iau un câine, să știu că trebuie să dau mâncare cuiva, trebuie să am grijă de cineva, trebuie să scot, trebuie să învăț treaba asta. O responsabilitate. Da, să am o responsabilitate. Că așa mă dă la program, n-aveai ceas. Ce program, ce, că eram cu coniacul. Eram și combinat cu... Asta, o știi, nu vreau să dau nume, așa. Da. Și era topită și tipa după câini. Când i-am zis că îmi iau câine, s-a bucurat mult, îți dai seama. Și când eram eu mic, era serialul ăla, Jack și Grăsanu. Da, mamă, înțelegi? Da. Atunci mi s-a pus, de mic aveam pata pusă pe un bulldog englez, înțelegi? Moșe, când l-am văzut, i-am văzut, băi, gata, nu mai. Îmi iau bulldog englez, nu mai contează, știi? Și uite că e foarte tare, sporă e foarte mult, doarme, leneș. Da, pe ei se zice și că mai vezi că a, asta nu cred că trebuia să continui, că voiam să zic că în general se aseamănă cum mai copiază, știi, câinele. Știi, deci da, nu știu. Că și da. Eu mă gândesc mereu când îl fac pe Azazel tâmpit și prost, mă gândesc cum îl fac pe mine, cum știi, și... Da, bă, bine. Tâmpitule, bă, prostule, a fost știi, tare faza asta. Da. Până la urmă, orice om se beste. Femeile mai puțin. Nu, femeile, ele se părțe. Da, ele nu, ele... Dau spioane. Trompețică. Da, te întrebam că, uite, eu la mine nu a fost așa, eu mi-l doream, îmi plăcea mult cum a venit Dobermanul și mi l-am dorit 10 ani. Și eu când a fost în... Se supără Snoop Dogg cu tine. Da, nu mai că semeni mai mult cu Dobermanul. Să vină, mă, să vină, dacă are ceva, să vină, mă, să zică ceva, mă. Tocmai asta e, că de la Snoop Dogg l-am văzut, cred că prima dată, când a fost aia cu Lil Bow Wow, prin 2000. Când a fost aia, where my dog that? Da, și când am văzut, am zis, mamă, ce câine mâncase și ce... Da, el a avut mereu câini de ăștia prin clipul, a avut și el la singura, dar mai știu cum se numește, bă, frate. Păi dar are și cu Lil Dicky. Când are clipul ăla, nu știi, când e desenul animat și intră și e birou, cum ar veni și pe fundal are numai Doberman. Da. E fan Doberman. Da, ca mine. Da, și ideea era că asta ziceam, eu când a fost să-l iau pază, nu l-am luat. Cumva m-a luat el pe mine și așa s-a legat, adică eu nu m-am dus eu. Păi, dar tu ai fost atunci când a venit câinele la mine? Nu știi când mi l-a dus Grăsete de la Cluj? Cât eram plecat. Da, eram la prietenul ăsta al nostru de la Cipi, nu știi, de Crăciun. Și eram mulți în sufragerie acolo și face grasul, hai bă să ți-l dau și zic, bă, ia lasă-l mă jos, să vedem unde se duce. Că eram oricum, eram vreo 10-15 în apartamentul ăla, știi, în sufragerie. Și ochii așa, a venit la mine prima dată. Așa a fost la mine cu Azazel, că asta vreau să zic. M-a ales din prima, i-a zis, ăsta e șeful meu. Șefule, de unde e? Șefule, cât am stat pe drum. Deci eu când m-am dus să-l iau pe Azazel, nu știu dacă am zis treaba asta, că aș fi vrut să povestesc și pe asta, că e mișto.
știa un tovarăș de-al meu, Bobby, că poate știi pe Bobby, și știa că îmi place Doberman și că vreau și era setat, adică Doberman maro, nu exista altceva, să-l chemea Zazel. Și mă sună într-o seară, bă, mai vrei, mă, Doberman? Bă, vreau, mă, dar nu cred că e momentul, că, na, și cu bani, eu mă gândeam că sunt sute de euro, că morți, că trebuie mergi, trebuie. Și a zis, nu, mă, că am eu un prieten, mi-a fătat, hai să te uiți să vezi dacă vrei. Și când m-am dus să-l văd cum ar veni, era așa o curte mare, cimentată, și la vreo 10 metri de unde era poarta la curte, era un garaj. Și a deschis ușa de la garaj și a ieșit 3 țânci. Bă, 3 șobolan, bă, frate, a ieșit unul negru și 2 maro. Bă, ai uriz rău de tot, vai de mamă, mamă, stăteau pe ciment pe acolo, nu prea am fost încântat cum îi ținea, dar în fine. Și a ieșit toți trei, ăla negru s-a dus, a plecat în altă parte, unul maro s-a oprit pe acolo, mirosea așa, bă, tată, și ăsta maro, cum a venit Azazel, s-a uitat în stânga și direct la mine, eram tot așa 4-5 hândrălei pe acolo, direct la mine a venit, s-a urcat pe mine și așa, și m-am uitat și am văzut, da, pe era doar el masculul maro, ailaltă era cățea maro și ălaltă era, nu voiam negru. Și când am văzut, am zis, e băiat, da, iau. Da. Și vreau să vorbesc despre treaba asta, că lumea nu prea, adică eu sunt de părere acum, de când l-am pe Azazel, eu sunt de părere că lumea nu prea are habar cu câine și cu ăstea, bă, frate, adică ei cred că-l iei și gata, adică îi dai mâncare și dă-l mâncare, le scoți și... Nu, e ce, bă, al meu face acum anul ăsta, face 9 ani, pe 1 noiembrie, înțeleg, și acum s-a născut și a venit la mine în prima zi de Crăciun. Dar e ca fiul meu, înțelege, deja e, nu am cum să stau, mă roagă maica mea, hai te minte în Italia, că zic da, acum, nu? Exact, nici eu nu mai pot, frate, adică nu știu, dar după, dacă stau 3-4 zile fără el, când mai vin la prietena așa pe la București, bă, nu mai pot, parcă lipsește, parcă să-l fac ceva, să-l ciormângăresc, să unde e Azazel, să vină, să... E, face, ce să mai, face parte din familie, frate, cam asta e ideea, e, nu aș... Nu l-aș lăsa, când am mai avea un concert așa asta, ulea, îl mai lăsam pe la Varmea, pe la... Dar îi simțeam așa lipsa, îți dai seama că na. E ăla acolo, e bucata aia, bă, trebuia să vină, îți mai dă un feeling, îți mai dă din aia, da. Și plus că un câine te ajută și psihic. Păi pe mine Azazel m-a schimbat mult, frate. În momentele critice din viață, uite, eu am trecut prin niște probleme mari. Cum îi vedeam capul dimineața când mă trezeam, știi? Zero. Da, mă făcea zen așa, în fața lui. Ca la orice, mie oricum, personal, mie îmi plac animalele, frate, sunt iubitor de animale. Și uite, de exemplu, îmi plac foarte mult cai. Deci, dar orice animal, bine, în afară de crocodili, șerpi, ăștia nu. Sunt mișto, dar nu prin prea. Să stea la ei acolo unde e locul lor. Dar câini, pisici, cai... Voi, vaci. Da, pe mine, de exemplu, uite, câinele m-a învățat cum a venit, eu nu eram foarte familiarizat cu sentimentele astea. Când te uiți la el, frate, vezi ochii aia, nu vorbește, nu nimic, și îți transmite o grămadă de păcaturi. Prin privirea aia, așa, prin... De-aia și spune că un câine e cel mai bun prieten al meu. Da. Adică simte tot. Eu am avut... M-am dus la fotbal cu băieții de la bloc și, în fine, cred că era un vecin de-al meu, cred că avea vreo 36 de ani și cred că vrea să se ducă la Barcelona să semneze un contract, că a jucat așa de dur în meciul ăla, m-a pălit pe gleznă, am avut un gips vreo 2 săptămâni. Sigur a fost la fotbal? Băi, eu am fost la fotbal, dar nu știu la ce unde se gândea că e. Așa, și îți dai seama că, bine, trebuia să stau o lună, nu l-am avut rupt sau ăla, am avut o mică fistură, nu mai știu cum se numește pe acolo. Luxație. Da. Și îți dai seama că trebuie să ies cu cârja morții. Mi-aduc aminte când ai avut cu piciorul, da. Și nu pleca de lângă mine, înțelegi? Adică vedea că sunt, ba, dormea, când dormeam, se puneam cu botul pe gips. Câinele simte, frate, și stă mereu lângă tine, aia e ideea. Da. Nu te dușmănește, nu te trădeze. Bă, niciodată asta m-a surprins. Bă, nu se supără, frate. Îl cerți, bă, fătu-ți morții, mă, te-ai făcut aia, pac, poate mai dai o palmă, că s-a cucat nu știu cum, s-a pișat sau alea. Vine după aia, hai, mă, ți-a trecut, du-te, dracu. Păi eu după ce îl cert, el dă din coadă. Da, de vorba vine coadă la tine. Da. Ca la mine, de fapt, vezi, da, ciotul. Eleronul, așa, eleronul, cum mișcă el, eleronul, ridic așa puțin. Da, mă, sunt tare câinii, sunt tare și mi-e pare rău că
multă lume nu înțelege de fapt ce înseamnă un câine. A, că stă agresiv și că nu știu, normal, că la urmă e animal și noi suntem. Noi cred că suntem mai agresivi decât un câine. Bă, mult, mult, înțelegi? Mult. Și mi-am dat seama de când l-am pe Azazel, că în general oamenii care se sperie de el sunt ăia care ei sunt răi, frate. Păi, hai să-ți mai spun și altceva. Tu ai văzut că un câine simte că îi e frică? La un moment, când un om îi e frică de un câine, atunci câinele se duce și îl lapă. Bă, nu neapărat, că nu e chiar așa. Simte frica. Că uite, și de bine că zisești de treaba asta, că sunt setați oamenii, că ah, simte frica, o să vină să mă muște. Bă, cum să crezi tu că vine ăla să te muște din semin că ți-e frică? Ăla, adică eu sunt de părere că ăla începe și reacționează în momentul când simte că ai frică, dar ai și intenția să faci ceva, adică te simte cum ar veni pe zmărdoială, știi? Da. A, ăsta e frică să dă la mine cumva și atunci să pune în gardă. Într-adevăr, dacă faci ceva greșit, te atacă. Și pe mine m-au mușcat câine, am mușcat de 3 ori de câini. Câini și nu câini de ăștia, câini de aia ciobănești, ăla de te pune jos. Da, 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 și uite, iară lumea asociază, mă, l-am mușcat câinele când eram eu mic, ține-l departe, că nu-i mie frică. Nu, nu am avut nici pădere. Îi bagă pe toți în aceeași oală. Da, asta e cu câinii, da. Eu ziceam așa cu asta că de-aia e cu călare pe vise, că a plecat de la el și s-a nimerit să ai și câine. Dar în rest, așa, ce vise ai mai avut când erai menit? Primul meu vis mi-a plăcut foarte mult, având în vedere că și taicu m-a jucat fotbal și n-a avut șansa aia. Mai multe chestii, e bine, erau și alte vremuri atunci. Primul meu vis a fost să ajung jucător de fotbal. Dar dacă aveam și o înălțimea ta... Aia te-a împiedicat puțin înălțimea. Aia înălțimea, că mi-am ales cel mai dificil post portar. Doamne, dar pare rău. Bă, tu mai ai o poze de mă când erai în poartă. Eu mi-aduc aminte când veneam, frate, la Vaiden și te vedeam în poartă, ziceai că nu e, n-ai nicio treabă, erai acolo așa. Da, aia mai jucam pentru juniorii de la noi de la țară, mai jucam pe fals. Înțelegi că na, de plăcere așa mai mult. Eu am fost dar ai și jucat o perioadă de... Păi am jucat, eu am făcut fotbal de la 6 la 20 de ani, la 20 de ani m-am lăsat. După ce am venit, am luat probe la Steaua, când aveam 17 ani. Cu Chelcea parcă se dusese. Da, Chelcea s-a dus. Chelcea și după aia s-a dus pe fost, e plecat de mult, nu prea ne mai vedem. Și la jos pe acolo. Păi da, mă, dar vezi, totuși, juniorii Stelei, e un nivel foarte mare, chiar trebuie să ai talent. Și trebuie să dai randament. Și randament și plus că trebuia să dai și niște bani, că așa e, cu blaturi cu alea, da, înainte da, așa da. Era. Nu știu acum cum e, probabil, habar n-am, dar având în vedere la cât de prost merge fotbalul românesc, nu poți să-ți dai seama. Fotbalul a ajuns, nu știu, pe mine mă deranjează, că nu poți. Indiferent de talentat de un jucător, nu poți să dai pe 100, 100 și ceva de milioane. Au venit arabii, s-au băgat pe la toate cluburile, la Paris Saint-Germain, prin Anglia, prin alea și aruncă o tonă de bani. Mie mi se pare prea acum, parcă nu mai e. Da, și mi se pare overrated, da, nu mai e treabă cu... Dar parcă prea mult, băi, frate, prea mult, adică 100 de milioane de... euro, un jucător de fotbal, mai ai asigurat și pe picioare. Și salariu aia. Și după aia toate alea. Și de-aia vezi, câștigă Liga Campionilor doar Barcelona, Real Madrid și bani. Nu mai știu. Celelalte echipe ce fac? Da. Acum, sincer, celelalte echipe ce fac? Poți să te bați cu monștri? N-ai cum. Niciodată. Și să mai vezi și blaturi de alea nesimțite, cum a fost cu Monaco atunci. Parcă nu mă plice, mă cu 2 ani de zile. Un an sau 2 ani de zile, un bun blat ordinar ca să se ducă Real Madrid mai departe. Da, în fine, hai să revenim la orele noastre, că depăși rămână, vorbim noi de fotbal și nu mă caracterizează. Mai zic cu, ai trecut, ai depășit faza cu fotbalul, da. 20 de ani. Ce ai făcut după aia? După aia mi-a plăcut rap-ul, bă, frate, bine, îmi plăcea de la fotbal. Cum ai ajuns aici? Când eram la fotbal și ne-o dădeau și aveam echipament de ăla, știi, și training-ul, FC Vâlcea, da. Înțelegi? E, eu m-am dus și mi-l-am luat pe-l mai larg, frate, ca să am pantalon larg. Și era atunci cu Walkman, știi cum erau pe vreme, cu Castea Pac, și ascultam rap. Oricum, i-a zis, hai mă să mergi cu eu. M-am întâlnit o dată cu Carie, bă, frate, și ei făceau, ei deja avea trupa aia. Cu Ilie, doamne, fără număr, da. Și fac, ăla nu știu ce, bă, cu Brănescu ăla, bă, și ăla, haide să facem rap, hai. Hai, bă, ce era, 98, pula mea, ești nebun? 98 am avut, sau 99 am avut prima piesă. Băieții rei întotdeauna mor. Așa se numește.
Da, și în fine, na, ne învârteam prin cercul, nu știu cum era la Vâlcea, o tonă de trupe, de dance, de rap, de toate. Cum era atunci, unii breakeri, unii DJ, unii... Chiar că am avut o brigadă și de b-boy de ăștia. Da, a fost, după, dar nu mai știu cum să numeau. Da, cu pasăre ăla, cu... Pasăre, cu alții. Da, 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 da. Nebuni, nebuni, că făceau frumos. Adică nu înțelegeam noi, frate, că asta e, vezi, noi eram, adică cel puțin eu, nu știu. Știi, adică bă, eram... eu înțelegeam, dar... Păi nu, nu, era mișto să vezi așa, dar nu înțelegeai fenomenul și da. Astea cu mamă, stai că de fapt e cultură. Și după aia, după două, trei eșecuri cu tata Saia, cu Brănescu, nu știu ce, Ilie a plecat la furat în Spania, l-a lăsat pe tăie. L-ai nenorocit, ai zis din... Da. De la primul interviu, bă, l-ai dat la Bravo sau la Bravo, da, l-am nenorocit pe Ilie. L-ai nenorocit. A plecat și a părăsit colegul de trupă pe carie și am format trupa verbal, bro. Atunci am făcut câteva proiecte de la Vâlcea pe acolo și la un moment dat am trimis bine, mai povesti, că mult de povesti, frate, când veneam cu carie, ba cu autocarul, ba cu vreo mașină, bă, cu CD-uri, ne duceam la casă, că țin minte că ne-am dus la o casă la A&D Records, era zâmbacul la măsa, dacă nu fie atent. Ne-a prins o ploaie de aia, băi, frate, am ajuns acolo, bă, tu știi cum eram? Fleșcă! Se uita secretarea aia, ce vrei? Ce trebuie cu vreo să n-avem bani? Zic că am venit cu un demo. Bine, puneți-l acolo și vă sunăm noi, aha, mulțumesc! Da, este, mă, dar ne-am chinuit, într-adevăr. Și după aia a apărut și febra asta cu netul. Și puteam să trimitem demo-uri fără să trimiteam mail, fără da, să da, mai venim noi. Și am trimis 2004 sau 2005, la Scandalous Music. Și a răspuns puia de curs de oră. Când veniți la București? Care e, când mergem la București, i-am zis. Acum? Hai, hai da! Mi-am dus și după a apărut o piesă pe compilația Sustim Party. Atunci și după aia, imediat în anul ăla, albumul nostru, Operațiunea XXX. Care mama, uite și... Bă, nici acum, dar nu mi-ai dat și mie un CD-ul. Bă, știu că rămăsese pe la carie vreo 20-30 de CD-uri, dar nu știu dacă mai are nici el, dacă nu le-o fi împărțit. Eu sper să mai aibă, că nu știu dacă îl mai am eu pe ăla original. Dar asta cred că l-am în colecția mea de CD-uri, cred că e acolo, am și caseta, a fost atunci și CD-ul și caseta. Da, da, era, am semnat cu Roton atunci, am dat drumul la clipul la toată noaptea. Ai dat drumul la clipul două zile? Nu, am mers două săptămâni și după aia ne-am cenzurat, dar atunci, în perioada aia cenzurat, m-a scos de pe radio și de pe TV și Biogi Mafia și Paraziții și la familia și noi. Nu știi că a fost scandal. Da, dar vostru era bravo. Oricum. Adică era cu toate, adică era, avea toate motivele să fie cenzurat. Bă, hai să zicem da și nu, că până la urmă era, chiar era cenzurat, adică nu se vedea nici țâță, nici cur. Doar da. Îți puteai imagina. Îți puteai dacă imagina. Erai călare pe vise, puteai să faci orice. Îți luai acolo la filme, da. Păi, da. În fine, da, uite, chiar să căutați să vedeți ce făceam amoi pe drumul 5 toată noaptea. L-am pus și eu pe canalul meu de YouTube. Mie și pe la Roton pus clipul. Da, a fost o perioadă foarte tare. Da, după aia noi am lucrat la albumul 2, n-am mai ieșit, au fost niște discuții cu casa de discuri, nu s-a respectat contractul, n-ai ce să-l faci la oameni. După aia s-au mai schimbat și gândurile și da, ce și, vrei să faci. Da, care s-a ocupat mult pentru de producție, de asta, asta i-a plăcut lui cel mai mult. Și a plecat pe la HH Production. Unde a băgat, a tras. Da, a tras bine acolo, a învățat multe chestii, a cunoscut multă lume, a fost o chestie benefică pentru el și mi-am văzut de partea mea solo. Noi oricum am rămas prieteni, colaborăm, deja avem și piese împreună. Și oricum pe master, pe mix și astea. Pe mix și master e top. Cam cel mai bun, da. Mie îmi place foarte mult. Adică cam toate piesele scoase din 2017 și înainte, tot el a făcut mixul și master. Da, se vede frate tu, dar se vede devotamentul ăla. Că acolo se vede diferența, cred eu, nu? Când îți dai interesul mai... Bă, adică nu faci așa, hai bă, că o fac, prinde ea. Nu, niciodată. Dar ideea e că trebuie să... Să insiști. Înțeleg, nu trebuie da. Să iei pauză, să insiști, să scoți într-una. Călare, călare, călare. Că acum, în ziua de azi, să-mi bag pula măsa. Înainte digereai un album un an întreg, știi? Da.
Acum trebuie să scoți, frate, pe bandă, pentru că sunt o tonă care scot pe bandă, plus că muzica e free. Da, da, înțelegi? Da. Și mie asta mi se pare o problemă. Eu așa o văd o problemă. Na, nu știu cum să mă exprim altfel. Parcă îmi plăcea înainte, omul venea, cumpăra CD-ul, era altfel, nu a părea oricine. Că sunt și mulți. Bă, păi în România nu e, eu știu ce zici, tu zici cu recompensa artistului, gen, nu? Recompensa artistului deja e pierdută, frate. La noi, frate, mai mult, că noi nu suntem obișnuiți cu ăstea de streaming. Păi, da? La noi, frate, dar uite, în state se cumpără, în Germania, păi, aia se cumpără, zic, în noi, se la cumpără, noi, Italia se cumpără muzica, noi suntem mai până cu și bulgarii pirateria cumpără. Mai cu... Păi da, e învățat prost românul, adică, băi, totuși, până acum nu te mai costă și până la urmă vrei să zic ceva? Că asta am vrut să spun mai mereu. Un artist scoate un album pe an, frate. Hai două. Păi dacă ție îți place artistul respectiv, ești, da, îți place mult. Pula mea, 40 de lei. Da, mă, frate, ia-l în pula mea. 40 de lei? Nu, nu, te duci, bei 5 beri și aia au fost. Da, dar lumea să înțeleagă cum ai, bă, nu trebuie să îi susții pe toți. Bă, știi? Nu, nu, adică, bă, ăla care îți place. Ți-a plăcut unul cel, da, mai mult, bă, bă, ăsta-i dau și eu, uite ce face, faci, păi, un tricou, faci un aia, faci aia, nu-i cumperi numai că, nu trăiește, frate, numai din CD-ul ăla sau... N-ai cum, nu... Că omul muncește, frate, are nevoie, deschide frigiderul și zice, mamă, păi, n-am făcut nimic cu piesa asta. Ei nu știu, frate, că până la urmă cumperi, ce, investiția într-o piesă, cam asta e, cumperi instrumentalul, te costă mixul și masterul, ai mai faci și un clip și orele de studio. Și, și orele de muncă, că și, versurile nu vin așa, păi, în două ore. Deci totul costă, adică o piesă... E timpul ăla, trebuie plătit timpul. O piesă nu se face așa. Da. Gata. Dar lumea crede... Așa poți să faci, 15.000 de piese, dar nu ai rezultate. Da, uite, asta e altă întrebare pe care vreau să ți-o pun. Cum, ce te face pe tine să faci în continuare muzică, având în vedere tot ce apare? Apare cât un artist la două săptămâni, numai gunoi pe de-a rândul. Bă, consider că am multe de spus în muzică, am trăit, într-adevăr, și fix de acolo, adică mă știi foarte bine, Golan, ce am de povestit și mereu îmi găsesc inspirație, știi? Consider că sunt un rapper care chiar am ceva de spus. Din propria experiență, adică din nu propria experiență. Dai cu sfaturi așa. Nu dau niciun sfat, frate, că până la urmă nu sunt eu persoana potrivită să dau sfaturi. Corect. Înțelegi? Nimeni eu îmi spun, eu îmi pun, eu îmi spun punctul meu de vedere, susțin ceea ce susțin. Dacă cineva vrea să învețe din experiența mea, cu atât mai bine. Da. Și am avut tot felul de comentarii. Băi, mulțumesc pentru piesa aia, mamă, cum mă atinge, că îți dai seama că mă bucură treaba asta. Păi, până la urmă, de fapt, cam asta e răsplata. Da, cam asta e. Prima răsplata asta e, cum ar veni, să vezi că ai atins un om la, da, fix unde trebuie. Da. Dar după aia omul ăla, dacă tot s-a simțit cum a venit... Dacă tot ai levitat pe muzica mea, da, 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 și ai, da, fost, da, călare, da, pe vise... Da, exact, exact. Pula mea, dă-mi banii! Dă-mi banii mei! Da, banii mei, am zis! Da, da, da. Așa? Da, o să zică lumea, domne, că mulți bani, că bă, ăsta vorbește numai de bani. Bă, unul la mână, tu, dacă muncești, nu știu, faci o groapă. Nu vrei bani? Unde, nu vrei bani, în pula mea. Nu, e simplu, așa. Eu mă e o muncă. Dau cu sapa. A fost el un hobby, muzica, dar până la urmă trebuie să fii și business. Că, na. Păi bă, cam asta e șmecherea, așa o văd cum ar veni. Tot ce faci în viață trebuie să fie de plăcere, gen un hobby, și ăla să fie răsplătit, că atunci faci ce trebuie. Și merg mai departe cu muzica, pentru că îmi place, frate, iubesc muzica. Cum îmi iubesc și câinele, cum îmi iubesc și prietenii, și pe maica mea și pe taica mea. Și nu mai îmi vine, frate, așa să stau să mă iau de bine, nici nu mai am voie să mă gândim mai mult. Ca să păsăm... permite religia. Păi, nu îmi permite legea ca să semnez în fiecare lună. Dacă era gluma aia, că ce te împiedică să fii tu însuți? Codul penal? Codul penal? Codul penal nu mă lasă, da, să-mi fac de cap. Da, mă, șarpi, cam asta e... Asta e cu visele, da. Visele... Mă gândesc că și tu, muncă multă, clar. Păi uite, mă chinuiesc de 4 ani și sunt cum a venit, nici m-am apucat. Adică, dacă nici eu nu mi-am dat seama cum e cu munca, frate, mă, adică, da. Tare asta, da, mă chinuiesc de 4 ani și măcar nu m-am apucat. Păi așa e, frate.
Ai rumegat prea mult, 4 ani de zile. Păi stai așa că sunt alții care au rumegat, uite, tu de cât timp faci muzică, boss? Bă, de 98. Păi ai înțeles, sunt vreo 20 de ani. Eu totuși mă consider, bine, eu am prins și altfel perioada, că acum e cu informația asta, cu internetul, cu alea, adică e mai la îndemână, e mai mult mai handy, ai informația din state acum, aici, știi, tu în 2000, era mai așa. Era mai, trebuia să cerceteze altfel. Da, mai era cu, era mai multe cărți pe vremea aia. De care cărți? Cu numere sau cu pinuri sau? Depinde ce unde te duceai cu ele. Dar ce părere ai, mă, frate, de generațiile astea noi, care cu bullying-ul cu ăstea, care sunt toți sensibili la orice. A, m-am jurat, m-a făcut gras. A, că de ce? Că eu sunt sensibil, că sunt om, că n-ai voie, că... Cum era, mă, cu bullying-ul pe vremea noastră, să mă arăt tine, că îți lua șapca din cap, îți lua... Te descățau, tine! Bullying-ul, în general, sunt prea sensibili oamenii, că de-aia nu, eu sunt de părere că de-aia nu mai dau înainte. Nu ai văzut, acum, au fost și protestele astea și anul trecut și... Au luat un pic bătăiță de la jandarm, gata, s-o tira ta casă. Da, mă, frate. Gata, s-a dus tu pe o mâncăță și... Da. Alea au mai fost tergea. La câțiva au mai insistat, dar nu. Dar vrei să faci ceva, să schimbi ceva, să trebuie coaie. Înțelegi? Da. Pui punctul pe ei și păi aduse aminte la greci. Și au sărit ăia în stradă, bă, n-am, ospitalizați vreo 200, cum ne iei al 13-lea salariu, mă, ba, pula că e Grecia datoare, mie îmi dai banii, băi. Dar știi din ce cauză se întâmplă treaba asta, fratele meu, la greci? Că oamenii nu știu ce înseamnă muncă, păi s-au și-au apărat drepturile. La noi cu munca mai subțire. Păi de-aia zic, cu munca mai subțire, fiecare meseria știe 15.000 de meserii. Da. E judecător, e și fotbalist, e și antrenor, și muzician, și scenograf, și de la știe de film. Știe tot. Și poet, da. Și procuror, și mă înțelegi? Urât, adică, bă, frate, vrei schimbarea, nu e cu hashtag rezist. Nu e cu hashtag în stradă, bro. Bă, hashtag-ul rezist, eu cred că ar fi trebuit să fie mai mult hashtag flower power. Bă, da. Frate meu, te duci la protest cu copilul? Da, s-a dus la protest. Bă, hai, ieșim în stradă să ne cerem dreptul și te duci cu copilul de 3 ani. E, știi care e problema? Că omul ăla, unul la mână, habar nu avea, cred că s-a dus, hai să vezi tu o demonstrație. Da. Bă, boss, ce bătaie de mic. Păi nu, e vorba că astăzi vezi percepția că care s-au dus acolo, toți au avut oarecum aceleași gânduri. Că sunt mulți care s-au dus cu, nu neapărat cu copilul, dar s-au dus așa cu gândul, bă, trebuie doar să ieșim că ne văd ăia în stradă și gata, schimbă. Nu, frate, trebuie să te duci să schimbi, uite-te și tu, tot se chinuie cu ăsta, nu-l dă nimeni jos, adică de atâta timp sunt 15.000 de după, dacă eu m-am chinuit cu două dosare penale atâta timp și bine că sunt cum sunt acum, că-s bine. Dar ăla cu 15-20 de dosare penale, frate, și tot stăm în frunte. Dar tu ai dosare penale pentru condus fără permis la mii de bani, ești nebun? Păi nu vezi că aia a delapidat statul de 300 milioane de și nu numai, și fonduri europene, 300 milioane de euro, frate. Bă, 300 de mii, cu 300 de milioane de euro... Nici n-are rost să vorbești, ce poți să faci cu ei. Dai drumul la economie, morți ei. Pula mea, du-te că stau câmpurile alea, sunt libere. Iar cum se numeam în România înainte? Grânarul Europei. Păi dă-i, bă, drumul, pune la sapă oamenii să facă ce au de făcut. Nu? Scoatem grâu bob și îl import făină. Făină, mai da, și provine tot de la noi. Ce era cu economia asta în pula mea? Și urât, frate, îți pleacă membrii familiei afară. Uite, eu de când stau singur? La 12 ani, bro. Ai mei au plecat. 17. Înțelegi? Și na, nu e ok, adică să pula mea, să trăiești o viață întreagă fără familie, fără... Noi eram din alea, bă, vezi, dar noi ne-am dat decât interesul și ne-am văzut noi și am făcut ce-am putut ca să fac, dar în rest noi eram caz din ăla de Pro TV, cum ar veni. De Andreea Marin, surpriză. Păi hai, ăla, uite că am stat... Bine, am fost și mai deștept, n-am și descurcat mai singur. Mai deștept? Eu nu pot să spun deștept. Am și înțeles situația. Un copil în ziua de azi, mai ales cum e lumea în ziua de azi, dacă rămâne singur... Da, mă, să deprimă, să... O ia pe la lila și, da, cum ai zis tu, sunt foarte sensibil.
Da, mă, la orice, la cea mai mică chestie, din ăla sufăr, am intrat în depresie. Bă, apropo de depresia asta, pe vremea noastră crezi că nu era, mă, depresie? Dar noi nu știam că e depresie, nu-i ziceam nici cum. Erai supărat, îți treceam tu săptămână, pula mea. Te mai întâlneai cu 2-3, mai bei niște bani și gata, să revenim. Erai tot supărat, mai ascultai, mă rog, o manea sau ce era pe vremea. Bă, eu nu sunt cu manelele, dar... Da, mă, mă rog, vorba vine, orice, dar... Ce dădeai cumva, adică nu suferai de depresie cum suferă lumea în ziua de azi, frate, cu atâta depresie. Păi nu, wow. Știi care e problema? Că e și exagerat, frate, în ziua de azi. Adică cuvântul depresie promovat subtil peste tot și lumea asta înțelege. Înțelegi? Eu așa cred. Da, depresia ți-o rezolv singur, nu ți-o rezolvă niciun doctor. Exact, exact. Poate doar în cazurile la grave. Dar când simți că, bai, du-te, bă, du-te, frate, la un, fă un sport, fă sală. Exact. Asta contează cel mai mult, bro. Sportul. Te duci, dai la sac, alergi, faci cardio. Creierul atunci elimină endorfine, înțelegi? Te face, te relaxează, te face mult mai... Te face să ai încredere în tine, e altfel. Înțelegi? Și să vezi situația altfel, să dai înainte, să dai înainte, să dai înainte, că n-ai, asta e singura variantă, trebuie, trebuie, da, să dai înainte. Trebuie adică să tragi pentru tine, bro, că nimeni nu trage pentru tine. Nimeni. Înțelegi? Și... Vai, cum mai primești un ajutor de acolo, aia. Lumea nici asta n-apreciază. Valorifică-l. Aia, și lumea, când primește o mână de ajutor, o primește și o ia cum a venit la modul că, bă, eu o meritam oricum mâna asta de ajutor. Da, da. Stai, mă, frate, pe cine ești, mă, tu mie? Mai găsești un oameni de... E ajuns cu ceva și după aia, bă, frate, că oricum eu nu prea vroiam așa, da, zic, nu, mă, se zice mulțumesc, dă timp. Exact, exact. Da, hai că deviară, mai zi de muzică, mai zi acum cu proiecte, ce, bă, mai... Îmi place spus, asta, vreau să zic, îmi place mult cum s-a dus piesa asta ultima, asta e România. Da, de... A mers bine, rău. Da, e pe o piesă mișto. Da. Nu înțelegi? Bă, în sfârșit ai avut și tu mai puțin hate-ul ăla, că am văzut că nu pe ai dislike-uri. Da, mi-am luat un pic hate, că am scos piesa aia cu Chilafone și cu Nosfe, dar mă, nu văd de ce. Până la urmă, cum am spus, e loc pentru toată lumea, numai că treaba să-ți o faci bine. Și mie banii sac, oricum mi s-a părut o piesă foarte tare și e ok. Bă, dar stai, mă, că să ne înțelegem. Trapu. Că nici mie nu-mi place tot trapul cum a venit, dar ritmul ăla de trap și dacă tu spui ce trebuie și ai vorbele la tine, adică să nu zici de 7 ori la rând același cuvânt și după aia vine refrenul, știi? Ăla nu, da. Aia nu e muzică. E, da, mă, nu? Acum ăsta e filmul ăsta nou, acum hai să spun sincer, să o dăm și pe partea cealaltă. Noi când am ieșit atunci cu, în 2005 cu Verbal, și câtă muie n-am luat de la... Da. Eram... Aveam stilul ăla mai bounce, mai spre Timbaland, știu, spre Neptunes, mai... Păi era care, făceam... nebunit cu ăla, da, mai... Dar vezi că a fost tare, știi? Păi normal că a fost, așa și... Și... Înțelegi? Ne-am luat-o și noi atunci. Ne înjurau pe țimite, pe site-ul, la familia, mamă, cați ăștia. Până la urmă era un stil, frate, tot rapie. Și... Da, era mai comercial. Bă, eu zic că la muzică trebuie să-ți dai seama așa, adică eu, cum o văd eu consumator, eu nu mă consider mare brânză sau din astea. Eu trebuie să văd mesajul în primul rând, adică ce-mi spui. Da. Și cum te pui pe linia aia melodică. Da. Adică da. Trebuie să se lege cuvintele alea pe și să fie legate, adică nu să fii în afara muzicii și tu să zici ca o apă cristalină și pula mea. Ideea e că de asta există, mă, și mult hate. Hai să spun ceva, că sunt mulți care n-au habar de muzică, nu știu cu ce să mă lăsă. Pe cum zisele mai devreme, știu să le facă pe toate. Da, și ei fac direct în loc, bă, nu-ți place, îți place, asculti, nu-ți place, skip. Sunt o tonă de oameni pe care poți să-i asculti. Te blochezi tu aici să stai să mă înjuri pe mine. Ce mă înjuri? Pe ce ai trăit tu cu mine, ca mine, ai mâncat cu mine din aceeași făcurie? Ce legătură avem noi doi? Da, corect. Singura noastră legătură e strict piesa și clipul respectiv. Restul, pac, dacă îți place ce fac, foarte bine. Dacă nu, la fel de bine. Da, corect. Ia, e o recomandare la oamenii ăștia, ce artiști asculti? Bă, de curiozitate, ascult doar din gen român. Eu, uite, nu, acum nu, sunt... ce-ți place ție? Nu mă interesează român. Bă, eu sunt tot pe stilul ăla vechi, frate. Dre, Pac, B.A.G., Ice Cube. Mie mi-a plăcut foarte mult proiectul, tot proiectul, G-Unit, 50 Cent, U-Tang, U-Tang, clar, Method Man, albumul, mamă, Blackout ăla lui Method Man cu Redman.
În general tot pe filmul ăla vechi sunt, știi? Dar asta nu înseamnă că nu pot să fac și fresh. Adică mi-ai văzut că mereu am mai schimbat așa un pic din ritm și din toate cele. Dar ascult tot ce e vechi, îți dai seama cu ce am crescut, ce îmi place. De nemți? Ce zici? De Zuz? Bă... Azaizibăl? Bă, da, dar nu știu, mi se pare un pic greu așa, nu știu. Nu am o părere nici bună, dar nici proastă. Dar e ok, știi? Da, bă, stric muzical, adică da. Sunt de părere că ea bagă ce trebuie, frate. Sunt nebun nemții. Da, da, da. Bine, bă, dar trebuie să vede și diferența, frate, de lovele, da. De pula mea. E ca și cum noi, ca în fotbal, mergem și jucăm cu Liga 3. Da, și cu toate că avem artiști foarte buni și nu numai în domeniu, numai în rap. Avem voci ca lumea, avem... Uite, zi de o fată, e o fată care îți place ție cum cântă de la noi. Ioana, dar nu mai știu cum a fost ea pe la Vocea României. Jazzy Joe, parcă așa îi zicea lui, mai e o altă fată. Era pe la HaHa Production. Feli îmi place foarte mult, cu Feli am colaborat. Lora, iar e tare pe voce, e tun, fata, și cu ea am colaborat. Cam pe aici așa, și ce îmi place filmul ei, Delia, frate. Bă, Delia e star, frate, adică nu știu, înțelegi? Eu pe Delia așa o văd, star. E singurul star de pe la noi. Bă, nu, potențial există și, ți-am zis, și în Feli, și au demonstrat. Nu, eu mă refer gen dar pachetul complet, pe toate părțile cum ar veni, Delia și imagine și tot, se mulează pe absolut tot ce, da, îmi place. Și gubilitică, adică e fata, n-ai treabă, da, e tot ce trebuie, da, Delia, da, mi-e place. Și urmăresc pe Instagram, mă terorizează cu Instastory-uri și cu alea, mamă. Păi n-am, asta e forma acum de promovare, Instagram-ul, frate, Instagram-ul, Facebook-ul s-a cam dus, dar... Instagram-ul rămâne. Nu știu cât mai rămâne și ăsta în picioare, când poți să te... Pe Facebook-ul s-a dus că a început cu astea, că trebuie să bagi bani. Că dacă nu bagi bani... Păi trebuie să bagi bani și hai să-ți mai spun și altceva, că eu văd multe reclame de la... Sunt oameni care își plătesc... Care n-au nicio treabă de a fi artist sau nu știu ce, și își plătesc ei acolo să aibă like-uri multe la poze, în special femeile. N-am înțeles, frate, niciodată treaba asta. Hai că poate unul să zici că mamă ce influencer sunt eu, și aici e... Bă, și treaba asta cu influencer, da, deja da, pe da, mine da. Mă... Ce influență, cu ce mă influențez? Da, da. Sau de ce aș vrea eu să influențez altă lume? Sau, bă, nu, eu influencerul văd pe ăla care deja face ceva, adică n-ai cum să fii doar influencer, știi? Ah, ăla e influencer. Adică influencerul e gen tu, bă, omul face aia, face aia, te influențează prin ceea ce face. Da. Știi, dar nu e influencer că nimic. Modă. Bă, hai, modă, bă, dacă ești model, bun, ok, sau vrei să devii model, păi du-te, bă, să te vedem acolo. Da, da, da. Nu da, da, da. Așa, model pe Instagram, ce spui mie, unde mănânci tu plăcinte și ciorbă, ce căcat. Uite, de exemplu, și eu în muzica mea, unele chestii, îmi zic, sunt faptele mele, sunt, înțelegi, e clar că eu când încep și când despre treaba aia, eu nu vreau ca publicul, sau ascultătorul să facă așa, exact, să învețe, bă, nu ia așa, bă, nu lor. Așa, da. Că uite, am trecut prin toate căcaturile astea pe care nu trebuie să le faci, da. Și uite, trebuie să ajungi să fii un om ca lumea și pula mea să fii respectuos. Respectul s-a pierdut de mult, frate, da. Păi uite, de exemplu, de la Paraziți eu am învățat ceva, cât am ascultat de la BUG, la fel, de la familia, la fel, și... Caterinca de la Baxter, a fost minunatul. Au fost niște chestii foarte tari, bro, și da. Așa, a, uite, altă chestie, da, apropo tot de publicul ăsta. Lumea ascultă și nu bagă la cap, frate. Adică doar le ia ca pe melodie, de exemplu, uite, când zici de Paraziții, cum e aia? Bă, prietenul întâi să merite, apoi să vrea. Da, știi? Clar. Adică, bă, învață niște chestii, nu că l-ai ascultat și după aia când ai ieșit pe stradă faci tot ca tine. Ai ieșit în fața blocului, ai uitat ce a zis Parazitul. Mie mi se pare că lumea e acum un pic... O să fie drastic ce zic acum, mi se pare că e ignorantă, frate. Da, e... Și nu e ok, adică nu e ok. Vor să stea în bula aia lor, știi, de aia ignoră, știi? Da. Acolo e greu, e urât, nu, eu rămân aici, așa. Trebuie să muști și din partea aia și din partea aia și din partea aia ca să îți faci o părere despre viața din ziua de azi. Adică te ajută. Dar tu dacă vrei să fii așa rău,
ai problemele tale, stai liniștit că toți avem probleme, să-mi bat pula dacă nu. Dacă stau să-mi spui și tu problema ta și a ta și a ta și cu ale mele, păi mă încar numai de energie negativă și n-am rezolvat nimic. Hai, dacă poți să ajungi pe cineva, ajută-l, fă-o din plăcere și să nu ai așteptări. Eu așa asta am învățat tot copiile mea, să nu mai am așteptări. Indiferent cât ajuți un om. Niciodată să nu ai nicio așteptare de la nimeni. Nici de la părinți, nici de la frați. Bă, dacă o faci de plăcere, fă-o de plăcere și așa să rămână. Te simți tu bine ca om. Dacă nu, nu faci. Nu faci și gata, nu faci plăcere. Tot la fel de bine te simți, știi? Că n-ai nicio obligație până la urmă. Păi, normal, cam asta e ideea. Mai zic cu ăstea, ce mai ai de făcut acum, ce mai urmează, trebuie să intru în studio, mai am descos o tonă de proiecte anul ăsta. Multe clipuri, colaborări, or să fie, nu vreau să dau nume, că știi cum e. Trebuie să fie momentul potrivit. Am fost și cu ăsta, cu colaborările, de exemplu, și cu Bibano sau și cu Puia și bă, îmi place piesa. Bag și o strofă. Dăi. Înțelegi, așa se fac colaborările în ziua de azi. Din plăcere, boss. Da, normal. Să fie, să-ți placă. Într-adevăr, și piesa trebuie să fie de așa natură. Uite cum a fost și cu Chila și cu Nosă. Am primit instrumentalul de la Preston. De fapt, nu l-am primit, că a fost o conjunctură. Ne-am îmbătat la studio, înțelegi? Și tot îl dădeam dume lui Preston. Hai, mă, faci mie un instrumental, hai, că mi-ai promis de 2-3 luni. Ia, hai, și cum eram noi de la șpriț, hai, mă, pac, să avem, într-o jumătate de oră aveam ideea deja, înțelegi? Bun, m-am dus, mi-am tras trofa, l-am sunat pe Nosfe, i-a plăcut mult, am trimis la Luca, că na, Luca Biți e cu ei, cu ei, îți dai seama, e omul principal, cred, zic, nu știu, eu așa zic. Mi-a zis, stai că bagă și Chila, că îi place și tot, și uite așa s-a făcut colaborarea asta. Deci nu e, cum e și asta la ultima, la Asta e România. Vorbeam de mult cu Sean Lyon, știi? Și ne-am întâlnit odată, a venit că el stă în Italia, a venit în România, hai bro, să ne vedem și noi la o bere. Zic, bine, hai că vin. Pac, am venit cu stick-ul după mine, mă, îmi place asta. Ia, bagă-mă un refren. Hai, am făcut versul, ne-am cântat refrenul, turn, turn. A, e. Păcat că l-a venit la clip. Na, e plecat unul, na, nu putea să stea și, nu, erau costurile și mari să vină el aici, ia bilet. Bine că a ieșit bine. A ieșit tu, nu e. Ce să mai, trebuie să tragem tare, să muncim. Hai, zile o vorbă de final, să mergem să băgăm o ceva. Bă, nu știu ce să văd, na, da, vă salut. Înțelegi că asta contează, respect pe toți care mi-apreciază munca. Abonați-vă la canalul meu de YouTube. Susțineți artistul Baboi Oficial și pe Instagram Baboi Oficial cu 2F și pe Facebook Baboi Oficial. Aia e. Și na, sper să vă placă și ce fac în continuare. Ce o să fac în continuare? Că după aia mă iau ăștia ca Dăncilă. Bă, tu nu știi, bă, că tu ești prost, bă. Am pățit de multe ori, nu știți. Asta e problema lor. Păi uite, și asta e altă, că hai și cu asta încheiem. Prost nu ești pe vorbe, frate. Adică da. Nu, că dacă te-a făcut unul, gata, mamă, ăla-i prost. Nu, pe fapte, bro. Da, exact. Vorbele mai subțiri. Ce să mai? Haide, gata, hai să mâncăm, că Gheorțe Mațele. Vă pupă, fratele vostru, pace vouă. Hai, vă pup, pa, pa. Cântă muzica noastră liberă de stradă, liber la cuvinte vreau să fiu. Rimele mele întotdeauna vreau să rămân viu. Până la capăt tot